de replici între Dragnea și Muguris Rescu, aci indus o stare de neîncredere în guvern. Răspunsul BNR. Presubliniere din Telecamerei Deputaților, Liviu Dragnea, a făcut public, vineri, corespondenca pe care a purtat-o cu guvernatorul BNR, Muguris Rescu, în scrisoarea sa susținând ce membrii conducerii BNR au indus la nivelul mediului economic o stare de neîncredere în guvern. Politica monetară, atribuția exclusivă a BNR, reprezintă o componentă esențială a mixului de politici macroeconomice promovat pentru asigurarea unei dezvoltări economice accelerate, dar sustenabile, sublinierei de durat. În acest sens, consider că politica monetară trebuie să se armonizeze cu politicile guvernamentale. Din acest punct de vedere îmi exprim îngrijorarea fac de măsurile întreprinse la început de an de CTR BNR, sublinierei care, în opinia mea, nu reprezintă cea mai potrivit cale de coordonare a politicilor macroeconomice, arta Liviu Dragnea la începutul scrisorii sale către Consiliul de Administrație al BNR, potrivit Mediafax. El mai apreciază ce o politică monetară adecvată trebuie configurată în raport cu politica fiscal-bugetară, sublinierei, în general, cu politicile guvernamentale stabilite prin programul de guvernare.